Bună ziua, domnule Petrea. După victoria cu CFR Cluj, ați avut o pauză de 2 săptămâni în care v-ați pregătit jucătorii pe care îi mai aveți în lot. Cum a fost această perioadă și cât de pregătiți sunteți pentru meciul de mâine? Bună ziua! Da, am avut această perioadă de 2 săptămâni în care am încercat să ne pregătim așa cum am putut mai bine cu jucătorii pe care am avut la dispoziție, din punct de vedere fizic mai mult. Sper să fim la un nivel cât mai bun mâine seară și să reușim să câștigăm un meci cu o echipă bună a campionatului, cu Fanta locului 3, care a avut o exprimare foarte bună în ultimele jocuri, preocupată de fotbal, cu jucători valoroși, cu un lot valoros din punctul meu de vedere, așa că avem premisele unui meci frumos pentru mâine seară. Cât de greu vă va fi să-i motivați pe jucătorii veniți de la loturi, având în vedere că tineretul nu s-a calificat în faza următoare a competiției și la Euro, iar cei de la echipa națională au avut o dezamăgire mare în Armenia. Consider evoluțiile lor, atât celor de la tineret cât și cei care au fost la echipa mare, evoluții destul de bune. Într-adevăr, poate pentru cei de la tineret a fost un pic dezamăgitoare ratarea calificării, dar per total consider eu că meritau să se califice, nepierzând niciun joc și cu evoluții foarte bune. Încrederea lor nu cred că este cumva zdruncinată. E o experiență, din punctul meu de vedere, cred că e o experiență benefică pentru ei. Aici avem alte obiective, altă atmosferă și cred eu că și sper că nu vor resimți efectele ratării calificării, de exemplu, la turneul final. Această pauză a fost cu ghinion și din punct de vedere al accidentărilor. Florinel Coman va lipsi mai mult de pe teren. Cât de mult va conta acest lucru? A suferit o accidentare destul de gravă. Sezonul acesta se pare că e compromis pentru el, din păcate. Era un jucător care cu siguranță ne ajuta și ar fi fost un plus pentru echipă. Nu ne rămâne acum decât să căutăm alte soluții, să suplinim absența lui, cumva, și să ne concentrăm pe jocul nostru. Revenind la meciul de mâine, dacă veți obține o victorie, automat vă veți asigura prima poziție la sfârșitul campionatului regular. Vă gândiți la acest lucru? Aveți asta în minte înaintea partidei? Ne dorim, cum spun mereu, înainte de fiecare joc, ne dorim să câștigăm fiecare meci. Într-adevăr, dacă am reușit să câștigăm mâine seară, matematic am terminat campionatul regulat pe primul loc și este și acest lucru un lucru în plus pentru noi, un mobilizator, motivator și asta am discutat-o și cu jucătorii. Suntem conștienți de importanța acestei partide. Deși, încă o dată spun, nu va fi decisiv acest aspect. E important pentru noi, pentru moralul nostru, pentru că nu cred că s-a mai întâmplat în trecut, de când e cu formatul acesta de play-off, ca noi să terminăm pe primul loc sezonul regular. Și ar fi un lucru foarte bun pentru noi. Și cât de mult contează, din punct de vedere psihologic, faptul că echipa dumneavoastră întotdeauna a câștigat contra celor de la Craiova, cel mai slab rezultat pe teren propriu fiind un egal. Da, fiecare meci are istoria lui. Sper să putem păstra această tradiție, să spun așa, să câștigăm contra celor de la Craiova. Pentru noi, fiecare joc este important și trebuie să-l tratăm la fel de responsabil și de serios. O ultimă întrebare, cât de mult vă dezavantajează sau dacă vă dezavantajează faptul că meciul se va juca la Giurgiu din cauza problemelor de ultim moment apărute la Arena Națională? Da, Arena Națională, un stadion pe care noi ne simțim foarte bine, unde am avut rezultate foarte bune. Din păcate, ultimele informații pe care le am nu vom putea evolua acolo. Însă și la Giurgiu am mai jucat destul de multe meciuri. Cred eu că putem să facem bine și acolo și nu, să nu fie o problemă faptul că vom evolua pe un alt stadion decât cel obișnuit al nostru de acasă, Arena Națională. Ok, vă mulțumesc. Mulțumesc și eu.